Aici e urmă de la păr de la cal, când a venit roata în fața curii, iar calul a venit pur și simplu rezemat de mașină. Și s-a rămas păr, el calul era transpirat, mi-a spus că era alergat, probabil. Deci putea să fie și mai rău, putea să spargă și geamul, putea să spargă și geamul, putea să strângă și ușele, sau mă rog.